Hall Bonprix avem un nou videoclip de genul Outfit of the Day, Lookbook, deși este un pic cam mult spus Lookbook, pentru că de această dată am doar două piese și ele împreună formează un costum, deci nu este chiar un Lookbook, dar este cu siguranță un Outfit of the Day. Da, am o colaborare cu Bonprix și odată la ceva timp îmi aleg de pe site-ul lor niște haine cu care eu mă îmbrac, încerc să formez niște ținute, niște așa, și vă arăt și vouă ce îmi aleg și de această dată mi-am ales un sacou. Am început cu sacoul pe care îl vedeți pe mine. În videoclipul anterior cu colaborarea mea Bonprix, la fel am avut sacouri. Mi-au plăcut foarte mult, am fost super încântată și am zis hai să intru iar la sacouri, pentru că cele pe care vi le-am arătat în episodul anterior cu Bonprix, pe acelea nu le pot purta, acum sunt mai groase și am vrut ceva mai subțire, de primăvară. Și am dat peste acest sacou, care este disponibil în mai multe nuanțe, dar mi-a plăcut, mie îmi place foarte mult griul la haine, să port gri, mi se pare o culoare foarte, foarte mișto. Și mi-a plăcut sacoul, am zis ok, hai că-mi iau sacoul. Și cu ce la sortez? Adică ce mai îmi iau? Și acolo la articole recomandate sau articole care se potrivesc cu așa, la recomandări, erau și niște pantaloni, pantalonii din același material, în aceeași nuanță, deci pe set, cum ar veni, cu sacoul. Și am zis perfect, fac un costum și așa n-am mai avut de foarte multă vreme un costum în adevăratul sens al cuvântului, adică sacou și pantalon, sacou sau fustă, depinde așa, eu am preferat cu pantaloni. Și am fost un pic cu inima strânsă. De ce? Pentru că mi-am luat și pantalonii în aceeași nuanță de gri, evident, ca să fie pe costum, pe set, pe asorte. Dar eu am o problemă, e o problemă la mine aici, să port pantaloni în nuanțe foarte, foarte deschise. Nu știu de ce, mereu am avut chestia asta. Dacă era fustă, era perfect ok, dar pantaloni în nuanțe foarte deschise, mereu m-am ferit de lucrul ăsta, dar am zis... Fie ce-o fi, hai că ies un pic din zona mea de confort, îmi iau și pantalonii în aceeași nuanță, deși inițial voiam să-mi cumpăr pe negru. Oh my god, foarte multe detalii care nu știu dacă vă interesează neapărat, dar vreau să vă povestesc cum am ajuns să-mi aleg până la urmă acest costum, de care sunt super mega încântată, deci sunt super mega încântată. Dacă mi-l luam pe negru, mi-ar fi părut, nu că mi-ar fi părut rău, dar era... Încă ceva negru în garderoba mea, mă bucur foarte mult că mi-am ales nuanța asta de gri, este o nuanță foarte frumoasă, ador materialul, se simte foarte bine, este o stofă extrem de subțire, dar care pică foarte, foarte frumos. Îmi plac pantalonii, sunt pantaloni un pic stil țigareta, zice eu, dar cu dungă, nu este genul acela de pantalon care trebuie să vină mulat, din punctul meu de vedere au nevoie de o oarecare lejeritate, au jos pantalonii. Jos, da, vedeți și fotografii pe ecran, au, nu știu dacă se numesc manșete, tivul, da, tivul este întors, îmi plac, sunt dichisiți, sunt bine lucrați, finisați și sacoul și pantalonii, sacoul a venit și cu nasture de rezervă, îmi place și dublura, că este deschisă, pentru că mi se pare că dă foarte bine dublura asta deschisă cu acest gri al sacoului, dacă era ceva închis, nu știu. Cred că mi-ar fi plăcut la fel de mult, dar asta ca o mică observație. Ce mai vreau să menționez? Măsura, să nu uit măsura, dar nu știu ce măsură mi-am luat. 42, da, 42 și la pantaloni și la sacou am mers pe aceeași măsură. Oscilam între 40 și 42, dar am zis... Hai să-mi iau 42. La sacou nu am avut nicio așa și dacă mi-l luam 40 era bine, dar este mult mai ok 42, pică mai lejer, mai așa. La pantalon nu știam ce și cum, că mă gândeam că dacă mi-au 42 și vin prea largi, sunt prea largi. Dacă mi-au 40 și vin mai pe fix, n-or să pice prea bine, pentru că fiind pantalon cu dungă trebuie să fie un pic mai lejer. Cel puțin mie așa îmi place. Și atunci am zis, hai totul să-mi iau 42, dar vin perfect. Încă o dată sunt super mega încântată de alegerea pe care am făcut-o și vedeți și voi pe ecran că da, vin foarte, foarte, foarte ok. Acum, cu siguranță, este un costum și îmi place să-l port ca atare și în fotografii m-ați văzut sau mă vedeți, nu știu exact când o să las fotografiile, la care minut anume, dar am fost și cu un maieu negru din acela stil lenjerie și cu acest tricou alb pe care l-am și acum pe mine. Sacoul ăsta se închide, dar uitați cum, dacă l-aș închide, el este destul de decoltat așa, dar nu ți se vede până la buric pielea. Și ar merge purtat dacă vrei să-l porți
prins, eu dacă aș vrea să-l port încheiat, merge să pun pe dedesubt o bustieră care se vadă un pic aici în partea de sus, ar arăta, zic eu, destul de bine. Sacoul merge și purtat peste o rochie, de exemplu. Peste o rochie stil furou. Chiar merge 100%. Uite, aș putea să încerc această combinație. Pantalonii merg purtați separat, adică da, este un costum, dar cele două piese pot fi purtate separat în diverse alte combinații. Pantalonii ăștia, cum sunt ei croiți și așa, funcționează, din punctul meu de vedere, funcționează și cu niște tenis albi. Doar că nu e stilul meu, pe mine nu o să mă vedeți așa îmbrăcată, pentru că nu este stilul meu, dar este ceva ce am văzut pe la alte tipe și arată foarte bine. Și cu siguranță arată foarte, foarte bine și așa, din alte puncte de vedere, dar nu e stilul meu. Adică eu vă arăt, am fost cu puțin toc, nu un toc foarte mare, dar nici pantof sport. Da, mă, deci asta mi-am luat costumul. Am primit întrebări de la voi pe Instagram, pentru că mai întâi urc ținutele, da? Pe Instagram, apoi filmez videoclipul și am primit întrebări. Ce ai luat de la Bonprix? Costumul e costum, e de la Bonprix, să ne spui cum este, să faci un haul. Acesta este haul-ul, nu foarte mare, pentru că nu sunt foarte multe așa. Sunt mulțumită de calitatea materialului, de finisaje, nu sunt ațe care să atârne, să chestii. Faptul că sacoul vine cu nasture de rezervă, faptul că materialul e ușor, este chiar un material ușor. Uite, în ziua în care am ieșit să fac fotografii era destul de cald, nu mi-a fost cald, nu am simțit așa că m-am încălzit și am stat în mașină și în mașină până am ajuns să găsesc un loc drăguț unde să fac poze, detalii. Deci e ok, e plăcut pe piele, se simte foarte, foarte bine. La fel și pantalonii sunt ușor răcoroși, așa. Este un material mișto, îmi place materialul, cum pică, cum se calcă, tot. Încă nu le-am spălat, trebuie să verific cum se spală. Dacă se spală, uite, pot să mă uit acum pe etichetă. Că n-am tăiat eticheta de la sacou. A, se spală la mașină. La mașină de spălat la maxim 40 de grade, ceea ce este super ok. Deci și sacou, nu doar pantalonii. Dacă e valabil pentru sacou, este valabil și pentru pantaloni, că sunt din același material. Deci îl speli la mașină, nu trebuie să-l duci la curățătorie. Am oroare de a duce la curățătorie sacouri și chestii, pentru că, în fine, sunt o persoană mai comodă, să zic. Da, deci asta am avut eu de prezentat pe scurt, acest costum de care sunt super mega încântată. Spuneți-mi dacă vă plac costumele, dacă vă place să vă asortați, să mergeți pe ideea de set, de costum. Uite, abia aștept să port sacoul acesta cu o rochie din aceea stil furou. Știu exact cu ce rochie o să-l port, pentru că am o rochie de genul acesta cu care cred că se va potrivi de minune. Și o să, dacă o să fac combinația asta, o să vă arăt și vouă pe Instagram, 100%, pentru că acolo mai repede urc fotografii decât aici, pe YouTube. Deci da, vreau părerea voastră în comentarii. Voi ce v-ați mai cumpărat așa de-a lungul timpului de la Bonprix? Și da, dacă vă place costumul pe care mi l-am ales, cum vi se pare că îmi stă ok, nu-mi stă ok să renunț la ideea de costum? Mie îmi place, eu mă simt bine. Și dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot, pe social media, cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua! La revedere!